A venit iarna. Afară este ger, dar copiilor nici că le pasă. În căsuță este cald și bine, patul este pregătit pentru culcare, iar ghetuțele așteaptă cu minți după ușă să fie umplute cu cadouri. Este vremea când Moș Nicolae vine la geamuri și vede toți copiii care dorm și sunt cu minți. Atunci moșul lasă în ghetuțe daruri de tot felul, turtă dulce, jucării și tot ce-și mai doresc copilașii, în special cei cu minți. Dar să știți, copii, că povestea darurilor puse în ghetuțe vine de demult și ne amintește povestea adevărată a Sfântului Nicolae. Așa că să nu vă întrebați niciodată dacă Moș Nicolae există. Există, pentru că el este chiar Sfântul Nicolae, cel care s-a născut undeva în Orientul Mijlociu, la nord de Betleem, și a trăit în secolul al IV-lea și a fost episcop de Mira. Sfântul Nicolae provenea dintr-o familie înstărită, iar după ce părinții săi au trecut la Domnul, el a moștenit întreaga avere pe care a folosit-o pentru a-i ajuta pe oamenii nevoiași. Acum, toată lumea știe că, spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată. De altfel, povestea darurilor împărțite pe furiș în această noapte de 5 spre 6 decembrie începe undeva în vechime. Povestea spune că trei surori, fete sărmane, nu se puteau căsători din cauza situației financiare precare și de aceea tatăl lor voia ascuns să le vândă. Tatăl era chiar hotărât să le vândă pe fete pentru a scăpa de blestemul sărăciei. Lacrimile și plânsul fetelor nu l-au înduplecat sub nicio formă. El a rămas așa cu inima de piatră. Dar iată că Sfântul Nicolae a aflat de suferința fetelor și a strecurat tiptil în odaia acestora trei pungi cu bani de aur, care să alunge sărăcia și să aducă liniște și bunăstare celor trei fete și întregii case. Iar povestea spune că una dintre pungile cu bani s-ar fi oprit într-o gheată pusă la uscat lângă sobă. De atunci vine obiceiul de a lăsa ghetuțele la ușă sau lângă sobă pentru daruri în această seară de Moș Nicolae. În schimbul darurilor, copiii trebuie să fie cu minți, să se roage, să-și iubească părinții și să fie miloși, așa cum este Sfântul Nicolae, care îi mângâie și ajută pe copii de mai bine de 1600 de ani. Dar ce să vezi, că uneori Moș Nicolae lasă în ghetuțe și o nuielușă. Nuiaua simbolizează toiagul Sfântului Ierarh Nicolae. Copiii care primesc în ghetuțe o nuielușă își vor aduce aminte că au greșit, că au făcut fapte rele și așa, cu ajutorul nuielușei, care este doar un simbol, ei se vor îndrepta. Tradiția veche spune așa, că părinții nu pun nuiaua pe pielea celor neastâmpărați, ci o atârnă în cui și doar o arată cu degetul pentru a-i potoli pe năzdrăvani. Se zice că Moș Nicolae este un bătrân cu barba albă până la pământ și moșul aduce prima ninsoare bună pentru săniuși, doar scuturându-și această barbă. Atunci, mii de steluțe argintii cad pe pământ, acoperindu-l cu o plapumă albă și curată de zăpadă. În această seară, Moș Nicolae va trece și pe aici, pe la tine, cu un cal alb și cu doi saci, unul cu daruri și altul cu nuielușe. Dar mai bine să uităm de sacul cu nuielușe. Voi, copii, nu-i așa, că ați fost cu minți?